Bună dimineața, dragilor, iată că am revenit cu zâmbetul pe buze, foarte energici și în această dimineață, pe final de emisiune, vom vorbi despre ce s-a întâmplat la festivalul Brașov Mai Cultural, împreună, bineînțeles, cu Alexandra Grancea, PR-ul Filarmonicii Brașov și Dr. Petre Marcel Varlan, muzicolog și compozitor, Universitatea Transilvania Brașov. Bună dimineața, bine ați venit la emisiune! Bună dimineața! Alexandra a venit de la prima oră, cântând, radiind de fericire, pentru că festivalul a fost un real succes. Iar asta aș vrea să-l întreb pe domnul Varlan. Vârlan, mă scuzați. A fost într-adevăr un adevărat succes? Depinde de ce perspectivă privim. Din punctul de vedere al calității repertoriului, a fost o ediție excepțională a festivalului. Într-adevăr, jubiliară. Din punct de vedere al prestației artistice a protagoniștilor, s-a ridicat la același nivel deosebit. Din punct de vedere al publicului, din păcate, sigur, o bifăm ca o reușită pentru cunoscători. Sigur că am fi vrut să fie mai mulți spectatori în sală, cum a remarcat și maestrul Ilarion Ionescu Galați, dar totdeauna am zis, mulți am fost, bune am rămas. Așa este. Ce putem face să atragem tinerii în special în sala de spectacol? În primul rând să ne clarificăm scopul atragerii. Adică ridicarea de la plăcerile vulgare, micii, berea și zgomotul către plăcerile elevate ale spiritului. Atunci, clar că dacă înțelegem acest aspect, totul va fi bine. Pe de altă parte, așteptăm alături de noi, pentru că este o instituție de o vechime considerabilă, aproape la 150 de ani de activitate, notabilă chestiunea atât în plan național al culturii muzicale naționale cât și al celei internaționale, că puține filarmonici sunt care se pot mândri peste hotare cu această istorie. Deci să acordăm atenția cuvenită, în primul rând cei care se află în poziții de orientare a populației, și mă refer aici notabilitățile primăriei, notabilitățile prefecturii, pentru că fără un exemplu constructiv, un exemplu de chemare, de inițiativă la cei frumos, nu se poate face nimic. Vedeți, sunt atâtea emisiuni despre fotbal și acolo pe stadion se întâmplă ce se întâmplă. Dar emisiunile pentru a susține interesul față de fotbal sunt cu canale specializate. De ce n-am avea o mai mare atenție și din partea canalelor mass media de factură generalistă, cum sunteți și dumneavoastră și onorați atât brașovenii acum, cât și această manifestare extraordinară prin atenția pe care o acordați, sigur că da. Dar să menținem permanent acest interes, să menținem tot timpul focalizată camera de luat vederi și microfonul către filarmonică. Vedeți, dacă am avea în concert o cameră de la un post de radio, un post de televiziune, am putea să atragem mai mulți oameni spre cultura înaltă. De ce avem noi, de ce avem nevoie de cultura înaltă? Nu dintr-o sclifoseală, ci pentru că trebuie să fim mai buni, trebuie să fim mai puțin violenți, trebuie să ne bucurăm de plăcerile inofensive ca agresivitate, dar care ne fac bine, ne întăresc tonusul psihic și ne dau elan de viață. Într-adevăr, avem nevoie cu toții de asta, mai ales tinerii, pentru că se cam pierde așa din cultură și este trist ceea ce se întâmplă, dar eu am încredere că prin actele de cultură pe care dumneavoastră ca instituție le reprezentați, le faceți acolo, vom mai câștiga ceva teren și în sufletul celor tineri. Categoric, dar mă gândesc la situația icebergurilor polare și faptul că sunt acolo este un lucru excepțional, dar dacă într-adevăr e adevărat fenomenul încălzirii globale, numai a vedea că sunt acolo nu ne ajută prea mult. Și atunci trebuie să facem un curent de opinie pentru a susține. E adevărat că și învățământul are o responsabilitate foarte mare. Aici am vrut să ajung. Nu? Dar vreau să vă întreb cât de important este să se predea cu adevărat cultura în școli de mici.
Noi facem acest lucru, sigur, nu întotdeauna toate cadrele didactice ale zonei, mă refer muzicienii care predau educația muzicală sau educația muzicală specializată, reușesc să o facă cu mare succes, pentru că trebuie să o recunoaștem. Noi lucrăm cu materialul clientului. Așa este. Ori dacă clientul săracu aduce și el ce poate, ce are, pentru că, vedeți, aspectul educațional noi nu l-am lărgit și înspre părinți, adică eu acționez îmbunătățind nivelul cultural al copilului, dar prin asta indirect acționez și asupra părintelui. Și efectul, vă dați seama, e multiplicat și benefic pentru întreaga societate. Așa este, aveți dreptate și o să vă invit odată să discutăm doar despre acest aspect, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat. Alexandra, aș vrea să te întreb, cum a fost festivalul din punctul de vedere al PR-ului? Ați reușit să vă atingeți scopul? Ne-am propus să ne atingem, zic eu, un target destul de ridicat pentru chemarea sufletului, da? Pentru că acest festival nu doar melomanilor este adresat, ci și celorlalți brașoveni. Da, am putea spune că, ținând cont de această chemare, aproape, zic eu, 80% spre 90% targetul nostru a fost atins. Nu putem spune 100%, pentru că sunt întotdeauna anumiți factori pe care trebuie să iei în considerare, factori care nu sunt constanți. Și atunci, sigur că, da, ecuația unei implementare de procedură se modifică, să vorbesc un pic mai tehnic. Știu să vorbesc și tehnic. Da. Dar vreau să fac o remarcă. A fost un festival care s-a încheiat într-o manieră extraordinară. De ce? Pentru că a pus pe scenă una din orchestrele de renume ale Brașovului, Orchestra de Cameră Brașov, cu care nu foarte multă lume s-a familiarizat în ultima perioadă. Atunci când domnul Vârlan povestea despre această chemare a sufletului și despre educația care se face din școli, face parte și acest aspect din targetul nostru pe care l-avem în vedere ca și proiecție de viitor. Se face o educație exact, nu la nivel de copil. Te duci un pic dincolo, pentru că totul în ziua de astăzi, dacă observăm, are o valoare mercantilă. Totul se vinde, totul se cumpără. Dacă nu iese ceva, nu are rost să mergi, nu are rost să-ți pierzi timpul. Ei, credeți-mă că la un asemenea festival iese ceva. Pentru că pleci cu o altă stare de suflet, de spirit, te duci mai bun și starea asta se propagă, se transmite. Ori, și ăsta este un aspect nevăzut al activității mele de PR. Vreau să se facă o lume, nu știu, să devină oamenii mai buni. Sunt convins că dacă cu toții acționăm, se va întâmpla acest lucru. Domnul Vârleană, pe final, aș vrea să vă întreb dacă s-a ratat vreun aspect în festivalul de anul acesta și ar trebui pus în vedere anul viitor. Sigur că împreună cu conducerea filarmonicii reprezentată prin distinsul director violonistul Liviu Mateș, am avut în vedere o serie de manifestări complementare. De aceea se și numește evenimentul Brașov mai cultural, că altfel se numea numai Brașov mai muzical. Dar, în cadrul acestei propuneri de lărgire a ariei, am avut o lansare de carte care a venit să extindă interesul cultural și să dea mai mare frumusețe întregului artistic. Înainte de a se deschide în foaierul sălii, a fost o expoziție de artă plastică, adică ceea ce de fapt am vrut să fie. Așa ar trebui să concepem, pentru că aromele sunt mai multe, satisfac mai multe gusturi și, de ce nu, atunci într-adevăr vom avea o reușită mai mare. Noi vă promitem că anul viitor vom fi din nou alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Foarte rapid, când mulțumesc mai avem zi. Foarte, foarte rapid. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, tuturor partenerilor noștri, vouă, autorităților locale, tuturor celor care au fost implicați în această complexă. Și nu în ultimul rând, brașovenilor care au fost alături de voi. Mulțumesc!